Pe adresa primăriei municipiului Buzău, dar și pe adresa redacției Campus TV au sosit numeroase sesizări cu privire la situația imposibil de suportată a gangurilor din municipiul Buzău. Mai exact, acestea au fost transformate în toalete publice de buzoienii certați cu bunul simț, spre disperarea riveranilor care sunt obligați să le străbată pentru a ajunge acasă. Această situație a fost făcută cunoscută și autorităților locale. Da, chiar în primele zile ale noului an 2018 am avut câteva sesizări din partea cetățenilor municipiului Buzău, în special gangurile din zona centrală, motiv pentru care societatea de salubrizare le-a curățat ieri, iar astăzi se face spălarea acestor ganguri. De fapt, este o operațiune pe care am derulat-o în repetate rânduri și în cursul anului trecut, chiar domnii consilieri locali au cerut o informare la un anumit moment dat în Consiliul Local privind situația acestor ganguri. Din păcate, vă dau un singur exemplu, cel din zona fostului cinematograf Dacia. O primă măsură adoptată în luna decembrie a fost de amplasare în aceste zone a unor reflectoare foarte puternice, a unui iluminat foarte consistent, astfel încât să descurajăm astfel de practici. Iată că nici această măsură nu și-a dovedit eficiența. Autoritățile locale au solicitat societății de salubritate să igienizeze locurile respective cu mai mare atenție, însă se pare că nu este suficient. Tocmai de aceea se caută soluții pentru a se monta reflectoare și camere de supraveghere în aceste zone. Pentru 2018 ne propunem ca în aceste zone să amplasăm camerele de luat vedere, astfel încât poliția locală să poată interveni în timp real și să poată sancționa astfel de fapte. Iată că de anul trecut avem un regulament de conviețuire socială care va fi pus în practică și astfel de comportamente nu pot fi decât sancționate, alte soluții nu pot fi adoptate. Mai mult decât atât, autoritățile locale se gândesc acolo unde situația o permite să închidă respectivele ganguri.